Bună ziua! Duminică vom avea alegeri prezidențiale, dar în București vom avea și un referendum local foarte important și vin în fața dumneavoastră să vă prezint informațiile despre cum se va desfășura acest referendum local. În primul rând, alegătorii vor vota în aceleași secții cu secțiile pentru alegerile prezidențiale și care sunt aceleași secții care au fost folosite la alegerile locale. În același interval de timp, începând cu 7 dimineața până la ora 21 seara, cu aceeași ștampilă, dar evident pe buletine de vot separate. Adică alegătorii vor primi un buletin pentru alegerile prezidențiale primul tur și 3 buletine de vot pentru cele 3 întrebări care sunt supuse votului cetățenilor la referendum. Pot vota alegători care sunt cetățeni români cu domiciliul sau reședința în București, indiferent de momentul la care s-a pus reședința sau așa numită viză de flotant. Deci inclusiv cei care și-au făcut viză de flotant acum 2 zile sau acum 3 zile sau azi pot să voteze la referendumul de poimâine, de duminică. Alegătorii din București vor vota la secțiile de vot la care sunt arondați, cu câteva excepții. Pe de o parte, membrii birourilor electorale și toate persoanele care sunt implicate în procesul electoral, în mod evident, aceștia vor vota pe lista suplimentară de la locația în care își desfășoară activitatea. Și de asemenea, alegătorii cu mobilitate redusă se vor putea duce la secția de votare care este cea mai apropiată de locul în care sunt și vor fi trecuți de asemenea pe lista suplimentară. Reglementările pentru urna specială sunt aceleași pe care le cunoaștem. O să fie o singură urnă specială în care se colectează toate cele 4 buletine de vot și urna specială se aplică, după cum știm, pentru alegători care nu se pot deplasa, pentru cei care au o activitate care impune prezența continuă la un loc de muncă sau la o activitate, pentru oameni care sunt internați și așa mai departe, cei care sunt arestați la domiciliu și toate aceste categorii. Cei care vor să aibă urnă specială trebuie să facă 2 cereri diferite, una pentru alegeri prezidențiale, una pentru referendumul nostru local, dar justificarea poate, adică documentele justificative trebuie să fie, e de ajuns să fie într-un singur exemplar. Alegătorii pot să aleagă să voteze și la alegerile prezidențiale și la referendum, sau doar la alegerile prezidențiale sau doar la referendum și vor fi 2 liste electorale diferite, una pentru alegerile prezidențiale, una pentru referendum. Așa cum am spus mai devreme, pentru alegerile prezidențiale există un singur buletin de vot, logic. Pentru referendum există 3 buletine de vot, câte una pentru fiecare din întrebări. Nu se poate opta de a lua doar una sau doar 2 dintre aceste buletine pentru referendum. Deci cine vrea să participe la referendum va lua toate cele 3 buletine de vot cu cele 3 întrebări. Așa. Este interzisă fotografierea buletinului de vot, cum este la orice scrutin. Ștampila se pune la referendum, există 2 căsuțe,
una cu da, una cu nu, și pentru ca votul să fie valabil exprimat, trebuie aplicată ștampila fie pe da, fie pe nu. Eu sugerez pe da. Vor exista 4 urne, câte una pentru alegerile prezidențiale, câte 3 pentru fiecare din aceste întrebări. În cazul în care alegătorul greșește și pune buletinul în urna greșită, el va fi totuși considerat valabil. Votul se încheie la ora 21, dar dacă la ora 21 există coadă la secția de votare, toți oamenii care stau la coadă vor putea să voteze, dar nu mai târziu de ora de miezul nopții 23:59. Procesele verbale vor fi făcute separat pe fiecare din cele 3 întrebări de birourile din secțiile de votare și vor fi transmise la birourile electorale ale sectoarelor. Și de acolo birourile electorale ale sectoarelor vor centraliza voturile pentru referendum și pentru alegerile prezidențiale și vor trimite rezultatele centralizate la biroul electoral central. Biroul electoral central va declara sau nu valid referendumul local. Pentru ca referendumul să fie validat, trebuie să avem o prezență la vot de 30% din persoanele cu drept de vot din municipiul București, adică 540.000 de oameni care să se prezinte, iar buletinele valabile exprimate să fie cel puțin 25% din numărul persoanelor cu drept de vot, deci trebuie să existe 450.000 de buletine de vot valabile exprimate. Acestea sunt informațiile pentru cetățenii din București care doresc să participe la referendum. În ceea ce privește organizarea, buletinele de vot au fost deja tipărite de către monitorul oficial, au fost transportate la locațiile aferente birourilor locale de sector și în momentul de față ele sunt împărțite în saci pentru a fi distribuite secțiilor de votare. Această distribuire se va face în cursul zilei de sâmbătă. Primăria Capitalei a asigurat urnele de vot pentru 4 din cele 6 sectoare și va deconta urnele de vot pentru celelalte 2 sectoare. Urnele de vot au fost deja livrate către birourile electorale de sector și de acolo, de asemenea, vor fi livrate secție cu secție. Primăriile de sector ne-au solicitat, de asemenea, fel de fel de rechizite care sunt necesare, tușiere, hârtie, lucruri din astea. Le-am furnizat ieri la amiază tot ce au solicitat. A mai venit ieri o solicitare de 5 topuri de hârtie. Mare problemă, am livrat-o și pe aia. Deci toate condițiile de tehnice pentru ca referendumul să aibă loc sunt îndeplinite. După cum știți, în ședința de marți a fost Consiliul General a votat o suplimentare a indemnizațiilor pentru toate persoanele implicate în procesul electoral cu 50% față de cât primesc de la stat pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale. Vorbim de oamenii din birourile secțiilor de votare și personalul tehnic din toate etapele acestui proces. Ei muncesc în plus și e logic să fie plătiți pentru asta. Este un referendum foarte important pentru București. Îi îndemn pe bucureșteni să vină și să voteze da la cele 3 întrebări, pentru că modul în care se va desfășura acest
Al doilea mandat depinde de votul pe care bucureștenii îl dau la acest referendum. Vorbim în primul rând de împărțirea banilor, taxelor și impozitelor bucureștenilor între primăria generală și primăriile de sector. Pe de o parte este o distribuție inechitabilă între sectoare, pe de altă parte pe acea împărțire care funcționează de 20 de ani n-au fost niciodată bani pentru marile investiții, n-au fost bani pentru extinderea rețelei de transport public, pentru preluarea metroului la București, pentru unificarea sistemului de termoficare prin preluarea ceturilor de la Ministerul Energiei, pentru construcția unui mare spital, pentru construcția unor locații de învățământ, niciodată n-au fost bani pentru investițiile mari în București și în felul ăsta Bucureștiul a acumulat un deficit de dezvoltare inclusiv față de orașe din vestul României. A doua întrebare vizează emiterea autorizațiilor de construire și bucureștenii au înțeles că traficul cu care ne confruntăm toți și care este principala problemă a orașului vine din dezvoltarea haotică și flagrant ilegală prin modul în care s-au emis documentațiile de urbanism și autorizațiile de construire. Noi am dovedit în acești 4 ani, pe zona de competență pe care am avut-o, zona centrală a orașului, că am restabilit legalitatea și ordinea. Dorim să restabilim legalitatea și ordinea în întreg orașul dacă bucureștenii votează să ne dea această competență. Și ultima întrebare se referă la înființarea unei instituții în cadrul subordonată Primăriei Capitalei pentru a se adresa consumului de droguri la tineri. Există mai multe instituții naționale și programe naționale care nu au fost, din păcate, foarte eficiente și cred că este un lucru foarte bun să încercăm să facem asta la nivel local pentru că suntem mai aproape de cetățeni. Bineînțeles, discutând cu specialiștii și în special cu specialiști din țări care s-au confruntat cu problema asta înaintea noastră. Deci e util ca la nivelul Bucureștiului să existe o instituție care se ocupe de consumul de droguri în rândul tinerilor, dar bineînțeles, pentru ca o astfel de instituție să fie funcțională, ea trebuie să aibă finanțare și din nou ne întoarcem la întrebarea privind împărțirea banilor între Primăria Capitalei și primările de sector. Deci, încă o dată, rog bucureștenii să vină să voteze da la referendumul de duminică. Întrebări doar cu privire la referendum azi. Săptămâna viitoare ne vom revedea și o să răspund la toate întrebările. Bună ziua, Alina Tănase, Antena 3 CNN. Aș vrea să vă întreb în primul rând dacă buletinele de vot pentru referendum vor fi transportate cu aceleași mașini ca și buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale și dacă se va întâmpla acest lucru, dacă există riscul să vedem scene precum cele din sectorul 1. Da, răspunsul este afirmativ. Ca să vă faceți o idee, buletinul de vot pentru referendum este o foaie de hârtie cum e asta, împăturită în două. Da. Aici o să fie întrebarea, adică, în fine, semnele de referendum și aici, pe pagina asta, va fi întrebarea și vor fi două căsuțe da și nu. Deci, pentru o întrebare, vor fi cam 2000 de foi de hârtie ca asta, adică vor fi cam 4 topuri de hârtie. Deci o să fie un săculeț foarte mic pentru fiecare din întrebări. Nu e o problemă ca împreună cu sacul mare în care sunt buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale să mai fie și 3 săculeți mici. Deci nu e o problemă logistică suplimentară să se transporte aceste buletine. Problema care a fost la alegerile locale a fost de procesare, nu s-au închis cheile de procesare a buletinelor de vot. N-a fost de transport, efectiv. O altă întrebare tot legată de referendum. Ați avut o postare în această dimineață pe acest subiect. Aș vrea să vă întreb câți angajați are Primăria Capitalei la Direcția de Urbanism și câți angajați au celelalte capitale europene la aceste direcții de urbanism, capitale despre care vorbeați în acea postare, Viena, Madrid, Roma.
Da, noi pe strict pe autorizații, Direcția de Urbanism e mai mare, dar strict pe autorizații sunt cam 25 de persoane. Ca să procesăm autorizațiile pe întreaga suprafață a orașului ne trebuie 120-150, adică exact cei care se ocupă de autorizații la cele 7 primării împreună. Și e logic ca în momentul în care primim această competență să transferăm și oamenii care se ocupă de autorizații la primăriile de sector, că ei nu vor mai avea obiect. Și o ultimă întrebare, ați spus într-un interviu că dacă acest referendum va trece, veți susține creșterea taxelor și impozitelor în București. Cu cât ar putea să crească taxele și impozitele dacă va trece referendumul? Nu, a fost o glumă, a fost... am spus că... Și de fapt, asta e realitatea... În acești 4 ani de mandat a fost discuția, o dată pe an, a fost discuția, pentru că suntem obligați ca până la 30 aprilie să dispunem cu privire la taxele și impozitele locale, Consiliul General. Și discuția asta a avut loc între primar și consilierii generali și a fost așa, vreți să mărim taxele și impozitele locale? Și ei au spus, se duc la sectoare, nu-i așa? Și eu am spus da, atunci nu. Deci nu vor crește taxele și impozitele dacă va este, este o decizie pe care o să o ia Consiliul General, dar nu există o intenție în momentul ăsta. Nu ați susține o creștere, așa cum ați declarat? Nu există această intenție în momentul ăsta. Mulțumesc. Spuneați la un moment dat ceva despre un sondaj. Aveți cumva rezultatele acestuia? Încă nu. Spuneați ieri, dacă am reținut bine, că sunteți moderat, optimist, moderat, referitor la prezența la vot. Care estimați dumneavoastră? Care... Niciodată n-am făcut. Am spus moderat, optimist, ce corespunde cu realitatea, dar niciodată n-am făcut la niciun rând de alegeri la care am participat. N-am făcut o estimare cu privire la ce vor spune oamenii și ar fi cumva... arogant față de ei, pentru că e momentul în care politicienii spun, vin și spun oamenilor, spuneți ce părere aveți despre noi și ce vrem noi să facem. Nu. Care sunt până la urmă costurile totale ale organizării referendumului? Pentru toată logistica asta, buletinele de vot au costat, cred că 1,2-1,3 milioane de lei. Urnele au costat vreo 150.000 de lei, tot cu papetărie, cu tot ne ducem cu hârtia pe care am cumpărat-o de la rezervele de stat, între 2 și 2,5 milioane lei, partea de tehnică. Cu suplimentarea asta de 50% pentru personalul din secții și din toate etapele, se mai adaugă încă 8-9 milioane de lei. Deci cu totul mergem spre 10-11 milioane de lei. Ați avut în ultima perioadă discuții sau întâlniri cu primarii de sector sau poate reacții din partea lor, nu știu, de susținere sau poate din potrivă de rezerve față de... N-am avut discuții pe subiectul ăsta, am avut foarte multe discuții de ordin tehnic pe organizare. Au fost o corespondență, câte urne are nevoie fiecare, ce materiale, cine transportă, toate lucrurile astea au fost, dar mai degrabă tehnice, nu au fost la nivel de primar. Am înțeles, mulțumesc. Gata? Mulțumesc!